Vis-a-vis de societatea care ne-a fost prezentată, aș fi așteptat și poate este aici cineva din sală care reprezintă acea societate, pentru că această societate, eu am căutat pe internet, pentru că având experiența tristă cu drumii 6, când nu s-a făcut, tot un proiect de genul ăsta generos, am căutat societatea respectivă, dacă există și când activează, dar cum am cerut în procesul verbal de ședință, adică au medici specialiști, au experiență și expertiză, eu am găsit pe internet, din păcate, la 2009, o societate care nu are activitate, fără bilanț, dar posibil, până în 2009, eu vă pot arăta dacă doriți, dar dacă i-ați spus și prezența aici era mai bine. În 2010 puteau să angajeze și aș dori ca în momentul în care se va repune în discuție această vedere de conceptul pe care este necesar în schema noastră, să avem o părere și a celor care vor să facă centru de filiere, să avem părerea managerului spitalului și să avem o documentație sau o informare cu privire la spațiul pentru care a fost inițial dat o hotărâre de Consiliu Local în care s-a dispus, s-a aprobat închirierea pentru primul alt spațiu pentru efectuarea acestui serviciu medical de dializă. Vom ajunge la un moment dat în situația în care vom aproba ca orice, fiecare bucățică de clădire a spitalului să noi să o dăm ca să se facă acest centru de dializă și de fapt... Ca să se vrea să se facă. Deci noi vrem, dar nu putem să lăsăm fiecare, pentru fiecare bucățică din acest spital, fiecare pot de clădire, să aprobăm închirierea pentru unei firme, pentru acest serviciu medical. Să vedem care este situația cu acel spațiu care deja este aprobat pentru închiriere și să vedem ce, care este de vedere al celor două și a societății medicale care dorește să închirieze și a managerului. Și altceva, să se prezintă, dar într-adevăr s-a reziliat acel contract sau nu? Da, avem două chestiuni vreau să subliniez la punctul acesta de la ordinea de zi. Primul, așa cum spunea doamna Șebește, să mi se aducă dovada, asta însemnând contractul cu partea care demonstrează că a fost reziliat, cu mențiunea că a fost reziliat vechiul contract, pe de o parte. A doua chestiune care trebuie să o cerem, pentru că ne pune în judecătură informația dată de Cristi Pernea. Date de la firmă cu privire la potențialitatea financiară și la chestiuni care țin de profesionalismul. Să-mi cere 30 de euro pe mesul pătrat. Zero acreditate. Așa, copil? Îmi cer scuze, câteva precizări. Dați-mi voie să vă spun ce am înțeles eu. Da. Și de ce vreau să subscriu, vorbesc rău că sunt într-o activitate de tehnică dentară, de ce subscriu amânării? 1. În urmă cu 4 ani de zile am dat spitalului o clădire și dreptul să încheie contract pentru a face dializă. La 6 luni de zile a venit din nou spitalul spunând că firma își dorește și o parcare acolo și o extindere ca să aibă unde opri salvările și restul. De acord. Am dat. După aceea se revine din nou să mai dăm un corpul C care e liber să-l dăm unei firme din Cluj care dorește să facă dializă. A doua. Și îmi pun întrebarea. Acum 4 luni de zile în încăperea asta când am spus că dacă e liber corpul C să-l dăm unei firme din Cluj medicale cu 53 de doctori, mi s-a spus nu-i liber. Nu-i liber. Corpul ce? Țineți minte, circul care s-a generat aici, că nu-i liber.
Între timp constat că la firma din Sighe cu 53 de medici nu era bun, dar la firma din Cluj e bun. Nu vă supărați, simt că cineva ne păcălește în toată afacerea asta. Eu așa o înțeleg, s-ar putea să nu am informații, dar din ce am petrecut eu în sala asta de consiliu, așa se înțelege. Fraților, ne aducem aminte, am solicitat, dați corpul ce, dacă nu vă încurcă la Ghirgulescu. Nu-l putem da, că avem nevoie să facem ceva. Cred că, de fapt, aveam nevoie să-l dăm la o firmă din Cluj. E, iaca. Eu îmi permit să votez sau contra, sau să mă abțin până se clarifică anumite amănunte. Mulțumesc. Acea hârtie care ne-a prezentat domnul de reziliere unilaterală nu poate opera fără acceptarea celelalte din cunoștințele mele știu că există clauze în cazul în care solicită reziliere, deci clauze care va indica pe final consiliul local sau spital, nu știu exact care din cele două unități, dar oricum se poate înlocuri în cazul rezilierii contractului înainte de termen. Deci asta știu precis. Trebuie neapărat să vedem acest contract, ce înseamnă rezilierea. Subscriu și eu propriul colegilor de amânare, dar nu pentru moștăteni. Dacă oportunitatea creierii unei secții în secretul urmat, trebuie să facem pe corpul tot. Domnul coleg, dacă avem informațiile, venim săptămâna viitoare, fără probleme. Și dacă data viitoare domnul Menezu la Sucă nu poate să vină, rog pe domnul Menezu la Sucă să vină mai pregătit. Dacă vreau să zic, doamnă avocat, eu vreau să vă spun ceva. Dacă cineva nu se ține de un contract, noi nu putem să oprim și nu dorește să rezilieze acel contract, nu s-a cu ceea ținut pașii care trebuia făcuți. Noi nu putem să oprim un oraș fără dializă. Să știți cât de apropiat o să vedeți, nu prin mijurii. Noi nu intrăm pe acea locație, locația rămâne liberă, facem 2, 3, 4, 5 dializă, domnul. Aducem bani, noi în acest contract suntem în parteneriat, din ce am citit în mapă, citiți! Și noi câștigăm și noi. Unde scrie? Citiți! Dacă eu mai repet o dată, dacă o firmă nu s-a ținut de treabă, noi nu stăm după acea firmă, noi nu luăm acea locație, noi facem altă locație și nu oprim un oraș care are nu se poate face pe creier. Dar nu sunt mai locație, domnul Tomșa, nu se poate. Da. Cum să nu? Poftiți, doamna Tomșa. N-am nimic, nu spun că domnul Nicuvânt așa. Apropo de domnul coleg... Domnul Tomșa vorbește, domnișoara Tomșa. Nu vorbi după președinte. Apropo de să anunț și Consiliul Local, că de când a plecat Ghergulescu în mail-ul s-a făcut, din spusele managerului, s-a făcut o economie de 10 miliarde. Să știți, stimați colegi, ca să vedeți ce a făcut dumneavoastră Ghergulescu, care tot a ocupat dintre dumneavoastră. Din spuse. Da, și o să-l duc, o să-l aduc din toată ședință, o să-l aduc directorul economic să devină, să ne prezinte în fața Consiliului Local. Da, doamna director economic, să știți, nu domnul director, doamna director economic, care domnul, domnul, ne-a dispus în acea economie de 10 miliarde, peste 2 miliarde făcut cu ambulatoriul pe lună, care noi țineam sus și tare să rămână, să facă concurență la spitalul nostru. Să puneam, da, o parte din noi. Și am căutat, are 10 centre în țară, la Cluj-Napoca, Alba Iulia, Deva, Timișoara, Cluj. Da, pagina, vă rog, să-l notez. Pagina de www.nefomed.ro și căutați pentru fiecare oraș cu inițiale. Nefomed Timișoara, Nefomed Timișoara, Nefomed Timișoara. Da, sunt bine, la fericirea la societate. Deci fiecare oraș are inițiale la societatea orașului. Are aceeași acționar, dar dacă vine la sine, Nefomed S.G. Puteți să invitați aici în Consiliul Local? Da, pot să invit săptămâna viitoare. Și trebuie să... Are 10 centre. Da. Să vă zic și orașul de